Olimpiada, hai să zic o chestie. I don't give a flying. Este un CV. Pentru toți este emisiunea de asta. Hai să povestim experiențele voastre. Eu vreau să fiu obiectiv. Eu vreau să-i critic pe toți. Am înțeles. Mulțumesc pentru mesajul tău. Te întrerupe. Hai acasă! Am venit până aici și m-am întors. O, ce... aici mers, mă. Ia uite și prin breaza ce e. Să merg bară la bară pe partea ce e. Ce-ai mers 40 de kilometri? Da, e o ouă pe breaza. Da, ce iese, mă. Cred că mai ușor era de luat în Târgoviște, că l-am mărit. Se blochează în Sinaia. Este ora 19, la DGFM ascult știrile cu Mihaela Gioca. Bună ziua, bine v-am regăsit la știri. Unele investiții promise bucureștenilor în campania electorală nu se vor regăsi în proiectul de buget pe 2021. Polonia amenință compania Pfizer cu măsuri în justiție pentru livrările parțiale de vaccinuri anticovid și se menține un nivel foarte ridicat de poluare în zona capitalei. Ascultați știrile DGFM. Măsura zero taxe pe salariul minim, unul dintre angajamentele USR Plus în campania electorală, va fi aplicată de anul viitor în mai multe domenii de activitate, anunță da, ministrul economiei Claudiu Năsui. România, spune Năsui într-o postare pe Facebook, da, are cea mai mare povară fiscală pe salariul minim din Uniunea Europeană. Românii, explică ministrul, fac salariul, citez, aproape jumătate cu statul. Statul oprește aproape 45 de bani din fiecare leu câștigat pe TVA, accize și alte taxe și impozite. Este unul din motivele pentru care mulți dintre cei care muncesc și 40 de ore pe săptămână trăiesc în sărăcie. Unele investiții promise bucureștenilor în campania electorală nu se vor regăsi în proiectul de buget pe acest an, o recunoaște primarul general al capitalei. Nicu Șordan a explicat și de ce. Pentru că avem această dorință de a ieși foarte repede cu bugetul imediat după bugetul național. Nu investiți în lista de investiții multe din cele pe care le-am anunțat în campania electorală. Dar o să avem de-a lungul anului mai multe rectificări pozitive în care vom adăuga pe măsură ce vom identifica. Eu v-am zis, în munte nu mai merită să mergi o zi. Investiții, cum ar fi de exemplu parcul național, vom ajusta cheltuielile pe care primăria capitalei le face. Un buget realist pentru capitală este 4 miliarde de lei, la care se vor adăuga proiectele cu finanțare europeană, a explicat Nicu Șordan. Vreau să ieșim din politica de tip Moș Crăciun, în care, din păcate, s-a desfășurat până acum discuția de buget. Chestiunea fundamentală este ce vrem să facem cu orașul ăsta. Discuțiile pe buget vor continua marci. Un leu ca să mergi la viceu, o cafea, 5 lei. Încrederea atâta băncilor, nu mai e nicăieri un leu vechiul, cât și a pieței, a funcționalilor de servicii de lucrări cu care vrem să lucrăm în continuare. În special structurilor, avem foarte multe lucruri de făcut și vrem să le dăm garanția că noi ne ținem de cuvânt, că plătim în termenele în care ne-am asumat să plătim și că le cerem de asemenea lor să se țină de obligațiile contractuale, așa cum noi ne vom ține. România
exotice în detrimentul celor europene la finalul anului 2020, arată un studiu realizat de o companie de turism ce destinații au fost în top, ne spune Adina Leoveanu. Lipsa restricțiilor în destinațiile exotice, numărul scăzut de cazuri COVID și măsurile anunțate de aeroporturi, companii aeriene și resorturi au contribuit la creșterea interesului românilor pentru vacanțe exotice. Rezervările pentru destinații precum Punta Cana, Zanzibar, Cancun, Maldive, Dubai sau Abu Dhabi au crescut cu până la 400%. Zborurile spre zona Golfului s-au înjumătățit. Cererea a crescut, astfel că și prețurile biletelor spre Dubai au crescut cu 50% în ianuarie 2021. În Europa, Tenerife și Palma de Mallorca sunt alegeri preferate de românii. Reprezentanții Vola.ro, cea care a realizat studiul, susțin că la începutul acestui an predomină rezervările cu 3-7 zile înainte de călătorie. În plus, românii preferă pachete de 2 săptămâni față de mai multe vacanțe mai scurte în trecut. Polonia ar putea apela la măsuri în justiție contra Pfizer luna viitoare dacă producătorul american de medicamente nu va respecta toate livrările de vaccin contra COVID-19, avertizează un purtător de cuvânt guvernamental citat de Reuters. Pfizer, care a dezvoltat vaccinul împreună cu partenerul său german BioNTech, a redus săptămâna aceasta numărul livrărilor către țările europene. Cele două companii au refuzat să comenteze furnizarea parțială a tranșelor, anunțând doar printr-un comunicat de presă că fac acest lucru pentru a majora producția europeană. Și Italia a spus că ia în considerare măsuri legale în contextul impactului reducerii livrărilor asupra campaniilor de vaccinare. Luni, Polonia a primit 176.000 de doze din vaccinul Pfizer-BioNTech, adică aproximativ jumătate din cât aștepta. Atletico Madrid este lider detașat în La Liga. Ovidiu Pețenghi a urmărit meciul transmis de Digi Sport. Atletico Madrid a trebuit să revină după ce Dmitrović a deschis golul din penalti pentru Ivar. Dumnezeu Suarez a făcut o seară de diferență. Și astfel Atletico Madrid este lider. Acum stai acolo. Următoare Real Madrid și numai puțin de 10 în plus față de Barcelona. Atât Real cât și Barcelona... Stai de vorbă! Stai de vorbă! Stai de vorbă! Hai întoarce, hai până la cheia și... Aia n-a băit, pe unde până la cheia, nu zic? Pe drum! Păi și benzina asta care consum, atât asta nu tot același drac e. A, și... De zăpada, cam undeva, dacă o mâncai și venim acasă. Breaza pe partea cealaltă. Hai acasă. Hai, ajunge și tu. Gata. Știi că face ce vrea el, nu mai insista. Păi ce, mă dau jos și mă duc cu ea mâine acasă. Tu ca de obicei. Nu că-mi convine să stau aici, dar taci acum, ce să faci? Nu puteți să faci acasă. Poate și telefonul, uită-te pe telefon. Face, dar...